Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Misterele Istoriei, vorbim despre haiducii Dobrogei, eroii rezistenței anticomuniste. A românii din Dobrogea au scris o pagină eroică, dar sângeroasă, prin mișcarea de rezistență pe care au inițiat-o și au dus-o împotriva bolșevizării României. Cei care nu au fost uciși pe loc au sfârșit în temnițele comuniste și în coloniile canalului Dunăre-Marea Neagră. După instaurarea regimului comunist în România, prin armistițiul încheiat la 12 septembrie 1944 la Moscova, între România și puterile aliate, Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii și Regatul Unit al Marii Britanii, care a permis ocuparea țării de către Armata Roșie, în toată țara s-au organizat mișcări de rezistență anticomunistă, care aveau ca scop pregătirea României pentru un eventual război între democrațiile occidentale și URSS. În teritoriul dintre Dunăre și Marea Neagră, grupările anticomuniste erau conduse de Nicolae și Dumitru Fudulea, în nordul Dobrogei, și de Gogu Puiu, în sud. Lor li s-au adăugat Nicolae Ciolacu, care a condus mișcarea din centrul regiunii, scrie Mariana Iancu pentru ziarul Adevărul. Rezistența din Dobrogea a reușit să strângă peste 2000 de partizani, combatanți și susținători locali. Haiducii Dobrogei, așa cum s-au autointitulat, erau echipați cu armament și primeau bani și alimente de la oameni din comunele din care proveneau. În cele din urmă, americanii, așteptații de români, nu au mai venit, iar oponenții regimului comunist au fost căutați și în gaură de șarpe, omorâți pe loc, trimiși în coloniile de muncă ale canalului Dunăre-Marea Neagră sau aruncați în temniță. În acea perioadă se obișnuia ca luptătorii anticomuniști să fie fotografiați în momentul arestării, iar la dosare există și imagini ale cadavrelor combatanților anticomuniști. De asemenea, peste timp au rămas imagini din locurile unde capii mișcării de rezistență anticomunistă se ascundeau. O parte din conținutul dosarelor aflate în Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității au fost publicate în cadrul proiectului România Supravegheată. În 1948, în Tulcea, Nicolae Fudulea și fratele său Dumitru, din Testemelu, actuala localitate Vasile Alexandrii, au reușit să strângă în jurul lor a românii nemulțumiți de sistemul opresiv din mai toate localitățile învecinate, Stejaru, Bei Daud și Ceamurlia de Sud. S-au dotat cu arme și au luptat cu forțele securității. La scurt timp au început să fie vânați de autorități. Astfel că la începutul anilor 50, frații Fudulea se ascundeau în pădurile județului Tulcea. O iarnă întreagă, Nicolae și Dumitru s-au ascuns într-o groapă din pădure. Ca să ajungă în ascunzătoare, treceau printr-un tunel lung de 2 metri, se încălzeau cu o sobă, iar coșul de fum era în coroana unui copac, pentru a nu li se descoperi ascunzătoarea, spune Esterică Fudulea, urmașul celor doi membri ai mișcării de rezistență. Un cioban a descoperit întâmplător ascunzătoarea lor și a anunțat autoritățile. După mai multe ore de luptă, Dumitru a fost răpus de o grenadă, a fost aruncat într-o groapă comună. Nicolae a fost ucis de securitate, însă nimeni nu știe cum. Pe certificatul său de deces este trecută doar o dată, 28 martie 1952. După prinderea lor, securitatea a făcut fotografii la ascunzătoare, la obiectele din grotă. Din pozele făcute atunci, se poate observa în încăpere o turtă de mămăligă, o sticlă, un ciubăr din lemn, dar și o pușcă. Foarte credincioși, frații Fudulea și-au adus în adăpostul de sub pământ o icoană, pe care au pus-o pe perete, și o candelă, care le dădea lumină și căldură. Gheorghe Masaca din Tulcea rămâne la rândul său o figură marcantă a mișcării de rezistență din Dobrogea. Conform fișei sale de la securitate, el era român de naționalitate macedo-român și de religie ortodox. Nu știe carte, este mențiunea la studii, dar vorbea greacă, turcă și bulgară. Masaca era acuzat de faptul că în luna decembrie anului 1948 i-a dus în locuința sa pe fugarii Nicolae și Dumitru Fudulea,
unde au ținut o ședință la care au mai participat și alți membri ai mișcării. La plecare le-a dat provizii de drum. Doi ani mai târziu, în decembrie 1950, l-a ajutat pe unul dintre frații Fudulea cu suma de 1000 de lei. Ulterior a participat la mai multe întâlniri ale liderilor mișcării de rezistență, inclusiv în casa ginerelui său, Gheorghe Sponte. În luna mai 1952, el a fost ridicat de pe stradă împreună cu ginerele său, Gheorghe Sponte. Fiica lui Gheorghe Masaca, Maria Țițu, își amintește perfect momentul. Locuiau în Hagilar, acum localitatea Lăstuni. Era dimineață, pe la ora 10, în luna mai. Tatăl meu mergea la ginerele lui. I-au luat din drum și i-au băgat într-o mașină, spune bătrâna. Nouă ani n-au mai știut nimic de el, pentru că într-o zi omul să apară la poartă. De-abia vorbea, era slab și foarte îmbătrânit. Nu știm unde a fost ținut. Multă vreme nu a vorbit nimic despre ceea ce i s-a întâmplat. Apoi am aflat că a fost bătut groaznic și a fost ținut într-un loc unde nu se auzeau unul cu altul, povestește Maria Țițu. Femeia mai avea 5 frați. Cât timp tatăl său a fost la închisoare, mama sa, singură, a reușit să căsătorească câțiva dintre ei. Cum ai reușit să le faci nuntă? O tot întreba pe mama, spune femeia. Nu doar tatăl său fusese luat în închisoare. Mama ei a rămas pe drumuri după ce autoritățile au izgonit-o din casă, aceasta fiind confiscată. Dar femeia, cu ajutorul rudelor, a reușit să-și ridice altă locuință. Gheorghe Masaca a mai trăit încă 15 ani și a murit la vârsta de 77 de ani. Ginerele său, Gheorghe Sponte, nu a mai ieșit viu din închisoare. Securitatea i-a urmărit însă mult timp pe cei eliberați și pe urmașii lor până în anul 1989. Gheorghe Fudulea fusese avertizat de securitate în anul 1979 asupra faptului că își indoctrina nepoții cu fapte săvârșite de către frații săi în luptele cu organele de securitate. Iar aceștia, fiind elevi la liceul Spiru Haret din Tulcea, au purtat discuții cu elevii despre cele povestite de bunicul lor. Mențiunea apare în dosarul de securitate a lui Gheorghe Fudulea, într-un raport întocmit de șeful postului de miliție, plutonier adjunct Ion Munteanu. Relațiile dintre membrii comunității de a români au dăinuit peste timp, astfel că nepoata Mariei Chițu, Mihaela, s-a căsătorit după mai mulți ani cu strănepotul fraților Fudulea, Sterică. Cei doi au împreună 2 băieți. În arhiva CNSAS se află mai multe fișe ale membrilor mișcării de rezistență din Dobrogea. Costea Ioncu, poreclit Comboru, era un plugar cu 4 clase primare, însă, pentru că deținea 5 hectare de teren arabil, un cal și 15 oi, la originea socială era trecut ca fiind chiabur. Din fișa personală aflăm că în februarie 1950 a luat legătura cu fugarii Nicolae Fudulea și Grasu Stere, participând la toate întâlnirile acestora, care se țineau în satul Panduru. El i-a ajutat pe membrii mișcării de rezistență cu suma de 1000 de lei și o pereche de opinci, iar ulterior a mai reușit să strângă suma de 6000 de lei pe care a dat-o fugarilor, dar și un cojoc. Ian Cumanafu, poreclit Nirlu, plugar, intră și el în vizorul securității după ce devine membru al bandelor subversive teroriste din Dobrogea. În vara anului 1948, a luat legătura cu Garofil Dimciu, care formează în comună un grup de luptători, majoritatea foștii legionari, ce avea ca scop răsturnarea regimului și a participat la câteva ședințe. Un an mai târziu, a luat legătura cu Gogu Puiu, dar și cu frații Fudulea, pe care i-a ajutat cu suma de 1000 de lei. Constantin Cioti, cu 2 clase primare de profesie plugar, care deținea 4 hectare de teren arabil, intră la rândul lui în mișcarea de rezistență, după ce participă la o ședință în casa socrului său, Pancu Hristu, unde erau prezenți fugarii Stere Hapa, Iancu Ghiuvea, Iancu Beca și Nicolae Hașoti. În cadrul ședințelor, ei erau învățați cum să se organizeze în lupta împotriva regimului.
Membrii Mișcării de Rezistență din Dobrogea au trimis o scrisoare Organizației Națiunilor Unite la 5 martie 1952, în care reclamau faptul că sunt arestați și duși în lagăre de muncă. În numele a peste 50.000 de patrioți români arestați și băgați în lagăre de muncă forțată, în diferite puncte din România, ca Cernavodă, Poarta Albă, Midia, Constanța, Tașaul, Bicaz, noi semnatarii de mai jos, constituiți în Comitet de Rezistență, facem un apel către ONU și lumea civilizată spre a interveni și obliga guvernul din România să înceteze de îndată tratamentul inuman, teroarea și măsurile de exterminare, cereau ei, numai că lumea civilizată își întorsese privirile de la România, care încăpuse pe mâinile bolșevicilor. Suntem înfometați sistematic, asistență medicală redusă, nu s-a făcut baie de 5 luni, suntem molestați și terorizați, cerem să fim luați sub protecția Crucii Roșii Internaționale. Rugăm marile puteri SUA, Anglia, Franța să intervină spre a curma starea de sălbăticie în care trăim. Era strigătul lor de ajutor. Epistola, care probabil nu a ajuns niciodată la destinație, este semnată de avocați, medici și ingineri. Prin sentința numărul 354 din anul 1952 a Tribunalului Constanța, 22 de membri ai Mișcării de Rezistență din Dobrogea au primit mai mulți ani de temniță grea, averea li s-a confiscat și au avut de plătit și cheltuieli de judecată. Completul de judecată, al cărui președinte era Ioan Cameniță, capitan magistrat, i-a găsit vinovați de crimă de uneltire contra securității interne a Republicii Populare România și pe alții de crimă pentru favorizarea infractorului. Cea mai grea pedeapsă au primit-o Alexe Stere și Iancu Manafu, care au fost condamnați la muncă silnică pe viață, iar alții între 3 și 25 de ani de muncă silnică și confiscarea averii. La 21 iulie 1952, capitanul de securitate din Constanța a înaintat parchetului Tribunalului Militar Constanța un dosar cu dovezi împotriva lui Dumitru Spânu, zis Titi, Vintilă Buzoescu și Tănase Badea, care se făceau vinovați de redactarea de manifeste cu caracter subversiv, afișarea tabloului fostului monarh, ruperea tabloului conducătorului Uniunii Sovietice. Securitatea se erija în procuratură, întocmind un adevărat rechizitoriu împotriva celor suspecți, de a căror condamnare nu se îndoia. Odată cu prezenta, înaintăm și pe cei în cauză, rugându-vă ca după judecarea procesului să ne înaintați copie de pe sentința de condamnare. CNSAS a publicat și sentința dată de Tribunalul Militar Constanța în cazul lui Dumitru Spânu, de profesie croitor, cu 7 clase primare, acuzat că face parte din Mișcarea de Rezistență din Dobrogea. Cu unanimitate de voturi, Tribunalul Militar hotărăște în 1952 că Dumitru Spânu, din Cogealac, este vinovat de crimă de uneltire împotriva securității interne a Republicii Populare România, primind o pedeapsă de 25 de ani de muncă silnică și 8 ani de degradare civilă. Totodată i s-a confiscat întreaga avere, dar alți membri ai mișcării s-au făcut percheziții acasă, unde s-au găsit arme. Spre exemplu, la 15 decembrie 1952, în locuința lui Alexe Stere din Ceamurlia de Sus, raionul Baia, regiunea Constanța, securitatea i-a găsit un pistol Browning de calibru 9 mm, 4 cartușe de 9 mm și o baionetă germană. Percheziția s-a făcut în baza unui mandat dat securității de parchetul militar. Însă cel mai răsunător nume al Mișcării de Rezistență din Dobrogea rămâne, fără îndoială, Gogu Puiu. Atât viața cât și moartea lui rămân un mister. Copilul preotului paroh din Mihail Cogălnicianu a aderat la Mișcarea Legionară în timp ce se afla la studii în străinătate. În 1942, aproape toți membrii grupului din care făcea parte au fost arestați de Gestapo, însă el a reușit să fugă la Roma,
unde a colaborat cu serviciile de informații franceze și americane. Se pare că din acest motiv dosarul lui nu este în întregime public, iar fiica sa, Zoe Rădulescu, a avut acces la doar câteva informații. După încheierea războiului, s-a hotărât să se reîntoarcă în țară cu un pașaport fals cu numele Osman Ali Ahmed din Albania. Este prins de autoritățile comuniste și trimis în închisoare timp de un an. După ce a ieșit din închisoare, a ajuns în nordul Dobrogei, unde existau deja nuclee de rezistență anticomunistă. A activat alături de partizani până în anul 1949, când a fost ucis în casa din localitatea Kobadin, unde urma să țină o ședință importantă. Despre acea zi se vorbește în cartea Rezistența, scrisă de Olimpia Cotan și Tașcu Beca. Casa lui Ion Adam, unde erau cazați Gogu Puiu și logodnica sa Olimpia, este încercuită. Gogu Puiu, îmbrăcat sumar, iese din casă deschizând foc asupra atacanților. În lupta crâncenă, despre care martorii spun că se trăgea ca la asalt, Gogu Puiu și-a epuizat toată muniția, după care, realizând că nu va putea ieși viu din încercuire, s-a aruncat pe ultima grenadă pe care o purta la șold, ținându-și promisiunea că nu se lasă viu în mâna vânătorilor de oameni. Aceasta este o versiune, însă, din procesul verbal încheiat de șeful Securității Constanța, Nicolae Doicaru, cu ocazia lichidării lui Gogu Puiu, aflăm o altă variantă. Protejat de configurația terenului și însuși a imobilului, după ce mai întâi a ieșit din casa numitei Puiu Olimpia, logodnica lui Gogu Puiu, acesta reușește să iasă din casă după ce rănește grav pe sublocotenent de securitate Ene Voinea, asupra căruia banditul a tras mai multe focuri de pistol, fracturându-i antebrațul mâinii drepte și ciuruindu-i cu mai multe gloanțe haină. Urmărirea banditului se continuă prin mai multe curți, timp în care a fost rănit ușor la picior, ajungând astfel până la curtea numitului Soare Ion, unde i-am ieșit în față subsemnatul, începând un schimb de focuri cu banditul care se afla protejat de fântâna curții susmenționate. În timpul schimbului de focuri s-a putut apropia echipa sublocotenentului Sarkis Jean, cu ajutorul căruia am făcut somațiile pentru a se preda. Banditul Gogu Puiu răspunde și de această dată cu foc, azvârlind o grenadă. În această situație am dispus sublocotenentului Sarkis Jean să arunce una grenadă în locul unde se afla banditul Gogu Puiu. Grenada a lovit în plin în regiunea pe banditul Gogu Puiu, care astfel a fost răpus. Nicolae Ciolacu a fost singurul supraviețuitor dintre capii mișcării anticomuniste. În 1948 a luat drumul haiduciei alături de Gogu Puiu și frații Fudulea, de care s-a despărțit înainte de Paștele din 1949. După arestările masive și uciderea camarazilor săi, a încercat să-i organizeze pe restul partizanilor. În 1951 este prins și dus la București, unde a fost închis la Banca Națională, transformată în închisoare. Apoi a fost mutat la închisoarea Tataia din Constanța, unde urma să îi spășească 25 de ani de muncă silnică. Dar nu a rămas aici, cunoscând teroarea de la Gherla și Aiud. Închisoarea din Aiud era una dintre cele mai severe închisori din țară. Perchezițiile erau dese, de multe ori pe lună. Dacă te găsea cu un ac de cusut, erai aspru pedepsit, dus la izolare câte 7-8 zile, unde dormeai pe jos, pe cimentul umed, într-o zeghe uzată și cu o pătură la fel de uzată și de umedă. Mâncarea foarte slabă, un polonic cam de 300 de grame, cu o zeamă care nu știu din ce era făcută. Asta era specială pentru izolați, ca și porția de pâine de 200 de grame. O zi mâncai, o zi nu mâncai. În luna ianuarie era un ger teribil și cu foamea de la aceste izolări, foarte mulți deținuți s-au îmbolnăvit grav și au murit, scrie el în cartea Haiducii Dobrogei. În 1964 a fost eliberat. Revederea cu soția sa a fost emoționantă. Am văzut o bătrânică și am crezut că era vreo vecină la soția mea ca să se împrumute cu ceva, așa cum se obișnuiește la țară.
Nici prin gând nu-mi trecea că bătrânica aceea este soția mea. Rememorează el acea zi, de-abia după ce femeia a vorbit, a recunoscut-o. Pentru moment nu mi-am dat seama că lipsa mea de acasă, de aproape 20 de ani de închisoare și teroare comunistă, precum și munca disperată pentru existența familiei, au îmbătrânit-o. Dar eu o vedeam pe ea îmbătrânită pentru că nu puteam să mă văd, dar sunt sigur că și eu îmbătrânisem destul de mult. Pentru familia mea mort eram și acum iată-mă în mijlocul familiei mele, scrie Nicolae Ciolacu. În anul 1982 a plecat în Statele Unite împreună cu soția sa, Piha. După căderea comunismului, a revenit în țară ca monah, la mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. A fost înmormântat în curtea mănăstirii. Nu doar a românii au fost cei care au luptat împotriva comuniștilor. În Dobrogea a funcționat și gruparea clandestină Vulturii Daciei, care avea același scop de a pregăti țara pentru venirea aliaților americani și alungarea bolșevicilor. Gruparea era formată din monarhiști, militari, foști membrii PNC și PNL. Organizația a făcut un apel către toți românii, prin care cereau ca muncitorii, țăranii, intelectualii, soldații, elevii și studenții să se alăture mișcării de rezistență. Români au trecut peste 100 de ani de la data când de la Nistru până la Tisa au răsunat cornurile haiducilor, de când flutură deșteaptă-te române. Ne-am deșteptat, dar unii au adormit din nou. Români, dacă în voi mai clocotește sângele lui Traian și Decebal, atunci, acum ori niciodată, treziți-vă. Este ceasul când Hidra Roșie se zbate în ultimele ei zvârcoliri. Este ceasul când sufletele martirilor asasinați mișelește de fiarele bolșevice ne ordonă să ne trezim. E ceasul când milioane de strămoși și-au dat viața pentru fericirea noastră și ne strigă din morminte ajunge. Era scris în manifest. Prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!